Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut importanța jertfei arderii de tot. Ea era cea mai veche jertfă adusă de oameni. Încă de la început, Dumnezeu a vrut să îndrepte privirea oamenilor către Domnul Iisus Hristos și către jertfa pe care El o va face pentru ispășirea păcatelor întregii omeniri. Am spus aceasta pentru că spre așa ceva ne îndreaptă cuvântul lui Dumnezeu atunci când citim despre jertfa arderii de tot. Privind la această jertfă, ne-am lămurit cu privire la animalele care puteau fi prezentate pentru ea, locul unde era adusă și ce trebuia să facă cel care aducea jertfa. Astfel, nu puteau fi aduse ca jertfă animale sălbatice, nu puteau fi aduse ca jertfă animale din vânat, nu puteau fi aduse ca jertfă animale carnivore. Animalele acceptate ca jertfă erau cele ce proveneau din turme sau cireadă, animale fără cusur, cele mai bune exemplare pe care le avea cineva. În altă ordine de idei, jertfa trebuia adusă într-un loc public, la cortul întâlnirii. Păcătosul trebuia să aducă animalul de jertfă la ușa cortului. Aici el era văzut de cei din jur. Dragul meu, păcatul este public și la fel trebuie să fie și pocăința. Am auzit nenumărate persoane care spun că pocăința este o problemă care îi privește doar pe ei și nimeni nu trebuie să se amestece. Sunt cu totul de acord. Pocăința este o problemă personală, numai că și cei din jur trebuie să vadă și să recunoască această pocăință. Apoi, omul, atunci când aducea animalul de jertfă, trebuia să-și pună mâinile pe capul animalului. În felul acesta, el recunoștea că transfera asupra acelui animal păcatul său. Dragi prieteni, păcatul duce la moarte. Dumnezeu a acceptat un înlocuitor pentru noi oamenii ca noi să nu murim. Este însă nevoie ca noi să credem că El a purtat păcatele noastre. Animalul trebuia atins, era transferul, desemnarea, iar Domnul Iisus trebuie atins prin credința noastră. Cam aici am ajuns, dragi ascultători, în peregrinarea noastră prin acest prim capitol din Cartea Levitic. Suntem acum la versetul 5 al capitolului 1, verset care sună astfel. Să înjunghe vițelul înaintea Domnului și preoții fiii lui Aron să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Continuăm cu ritualul pentru arderea de tot. După ce era ales animalul adecvat pentru jertfă, păcătosul aducea victima la intrarea în cortul întâlnirii, unde era întâmpinat de un preot. Dar nu preotul tăia animalul. Păcătosul însuși tăia animalul victimă. În felul acesta, el însuși înțelegea ce implica păcatul său. Plata păcatului este moartea, spune Pavel Romanilor. Aici cel nevinovat moare pentru cel vinovat. La fel spune și Petru, Hristos a suferit odată pentru păcate el, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți. Păcatele noastre l-au condamnat la moarte pe Iisus Hristos. Ca să personalizăm puțin, păcatul meu este răspunzător pentru moartea lui Hristos și păcatul tău este responsabil pentru această moarte. Mă obosește discuția pe care o aud adesea între unii oameni despre cine poartă răspunderea pentru moartea lui Hristos. Ei dau vina bea pe conducătorii religioși din vremea aceea, ba pe Israel, ba pe romani. Dragi prieteni, acești oameni pot să se certe cât vor. Adevărul este că dacă eu nu aș fi fost păcătos, dacă voi nu ați fi fost păcătoși, nimeni nu l-ar fi condamnat pe Iisus la moarte. Dar să ne întoarcem la animalul de jertfă. Fiecare animal adus ca jertfă trebuia să fie înjunghiat. Omul păcătos sau preoții, acționând în numele poporului Israel, făceau acest lucru. Nu exista iertare fără sângele vărsat de victimă.
Astăzi, numai sângele lui Hristos poate face curățire de păcat. După înjunghierea victimei, preotul își asuma rolul și stropea pe altar cu sânge de jur împrejur. Sângele reprezenta viața și prin stropire era prezentat înaintea lui Dumnezeu. Dar să continuăm cu indicațiile pe care le dă Dumnezeu lui Moise. Să jupoaie vițelul adus ca artere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le arde pe toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Totul trebuia făcut decent și în ordine. Dumnezeu nu este niciodată autorul confuziei. Animalul jertfit trebuia tăiat în bucăți pentru a fi expus și pentru a fi mistuit mai ușor de foc. În aceeași manieră, așa cum animalul era desfăcut în bucăți, viața interioară a Domnului a fost inspectată de toată lumea vreme de peste 1900 de ani. El a fost examinat, cercetat mai mult decât orice alt om. A iscat mai multe dezacorduri, mai multe controverse decât orice altă persoană din istoria omenirii. Acest lucru este la fel de adevărat acum ca și atunci. El încă mai întreabă și astăzi, cine spun oamenii că sunt eu fiul omului? Există tot felul de părere astăzi, unele din ele chiar frizând blasfemia. Cu toate acestea, la fel de adevărat este că el continuă să fie sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, așa cum îl descrie autorul epistolei către evrei. Iisus Hristos, care a fost sub lupa cercetătorilor atâta vreme, rămâne vrednic de iubit. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, continuă cuvântul lui Dumnezeu, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. Să-l junghe în partea de mează noapte a altarului înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună împreună cu capul și grăsimea pe lemnele din focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Observați încă o dată că jertfa este tăiată în bucăți și este expusă pentru a fi văzută. Focul trebuia folosit pe altar. Focul nu reprezintă neapărat iadul, răzbunarea sau mânia. Nu sunt de acord cu cei care susțin exclusiv acest punct de vedere. Focul nu a reprezentat niciunul din aceste lucruri în rugul aprins. Adesea, focul reprezintă energia purificatoare și puterea fără margine a lui Dumnezeu. Iată ce spune Dumnezeu prin intermediul lui Maleahi. În capitolul 3, el spune așa. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și va aduce Domnului daruri neprihănite. Focul este energia invincibilă a lui Dumnezeu care uneori distruge, uneori curățește, iar alteori mistuie. Natura obiectului determină procesul în care va fi implicat focul. Aici, în cazul arderii de tot, focul vorbește despre angajamentul, devotamentul total al lui Hristos față de Dumnezeu. Este o consacrare absolută. Acest lucru este esențial și astăzi, dacă vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr. În Deuteronom ni se spune, căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Dragi prieteni, nu puteți să vă jucați de-a v-ați ascunselea și să ajungeți prea departe încercând să-L păcăliți pe Dumnezeu. În creștinismul de astăzi există foarte mult fals, foarte multă contrafacere. Vreau să vă spun cu toată convingerea, dar și cu blândețe, următorul lucru. Nu-i slujiți lui Dumnezeu dacă nu-L lăsați să vă curățească, să vă purifice viața. Uităm astăzi că Dumnezeu cere sfințenie. Cât de mare este nevoia de sfințenie în biserică și în viața fiecăruia dintre noi, cred că putem aprecia destul de bine. Să continuăm.
Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și să o arde pe altar, iar sângele să-i se scurgă pe un perete al altarului. Să scoată gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. Sărăcia nu este o scuză pentru a nu aduce o jertfă lui Dumnezeu. Animalul putea fi înlocuit cu o pasăre. Și acum oricine putea avea o pasăre măcar. Ați remarcat că atunci când s-a născut Domnul nostru, părinții lui au adus ca jertfă două turturele? Părinții Domnului erau săraci și el s-a născut în sărăcie, dar aceasta nu i-a împiedicat să recunoască păcatele lor și să vină pentru iertare la Dumnezeu. Iată că am ajuns acum și la motivul jertfei. Am amintit deja care este principalul motiv al acestei jertfe, dar să ne apropiem de detaliile lui. Dumnezeu continuă mai întâi să-i spună lui Moise ce trebuie să facă cu pasărea. Să-i frângă aripile fără să le dezlipească și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este al treilea verset în care este menționată expresia de un miros plăcut Domnului. Mie mi se pare că este clar care este motivul aducerii acestei jertfe. Este ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. Este ceea ce satisface dreptatea lui Dumnezeu. Este mirosul plăcut Domnului. Am mai spus și cu alte ocazii că, spre deosebire de noi oamenii, pentru Dumnezeu dreptatea nu este un hobby. Nu este nicio opțională, ci este natura lui însăși. Pentru noi, iertarea este adesea o alegere, o opțiune. Pentru Dumnezeu nu este atât de simplu. Pentru că este un Dumnezeu iubitor, el vrea să ierte. Numai că trebuie satisfăcută și dreptatea sa. Cum poate atunci Dumnezeu ierta și să fie și drept în același timp? Dar poate vă întrebați, față de cine trebuie să fie el drept? Din nou ne deosebim noi oamenii. Noi manifestăm dreptatea în comparație cu cei din jurul nostru. Dar nu este la fel cu Dumnezeu. El este drept față de sine. Dreptatea lui nu este nici ea o opțiune sau determinată de altcineva. Cred că și noi trebuie să învățăm aici din aceste două aspecte. În ceea ce privește dreptatea, Dumnezeu ne îndeamnă să o iubim. Iată ce spune Dumnezeu în Mica. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dreptatea este o cerință a lui Dumnezeu. Din păcate, cei mai mulți o consideră o opțiune determinată de circumstanțe. Să nu uităm că noi suntem copiii lui Dumnezeu și trebuie să fim asemenea Tatălui nostru. Trebuie să facem din dreptate o manifestare a naturii noastre și nimic să nu stea în calea ei. Observați însă că și de la noi așteaptă Dumnezeu să iubim. Să iubim mila, spune el. Este ceea ce a făcut el, dragi prieteni. El a făcut și dreptate, dar a fost și plin de dragoste, de milă. Dreptatea cerea ca păcătosul să moară. Dragostea lui cerea o soluție. Soluția a fost găsită. Dumnezeu s-a întrupat în Domnul Iisus și a murit pentru păcatul nostru. Dați-mi voie să vă spun o întâmplare care reflectă foarte bine ceea ce a făcut Dumnezeu. Pentru unii poate fi cunoscută, poate fi doar o repetare a ei, dar ea ne ajută să înțelegem și mai bine ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Se spune că era un judecător vestit pentru înțelepciunea și dreptatea lui. Nu era un caz pe care să nu-l rezolve, dar nu era un caz unde să nu facă dreptate. Într-una din zile însă, mama lui a comis o ilegalitate și a fost adusă la judecată. Cazul a stârnit curiozitatea multora. Oamenii erau curioși să vadă ce va face judecătorul acum. Spunea unii că dacă nu va judeca cu dreptate, înseamnă că era totuși un judecător părtinitor. Alții spuneau că dacă va pedepsi pe propria mamă, este un om fără inimă și fără respect. Situația era tensionată. Oamenii erau curioși să vadă ce va face judecătorul. A venit și ziua procesului. Sala de judecată era plină de oameni curioși să vadă ce o să se întâmple. Judecătorul a venit în sală, s-a așezat pe scaunul de judecată, a judecat procesul și, în cele din urmă, trebuia să pronunțe sentința.
Toată lumea aștepta cu sufletul la gură. Ce o să fac acum? Se întreba lumea prezentă. În momentul acela, judecătorul s-a ridicat în picioare și pronunță sentința. Femeia era vinovată și trebuia să suporte maximum de pedeapsă, 100 de lovituri de bici. Lumea din sală a început să murmure. Ce om fără inimă, spuneau ei. Mama lui o să moară. Într-adevăr, ea era în vârstă și slabă și cu siguranță nu ar fi rezistat pedepsei. Dar atunci ceva neobișnuit s-a întâmplat chiar sub ochii lor. Judecătorul s-a ridicat de pe scaunul de judecată și a dat jos roba de judecător și a spus: mama mea nu poate suporta această pedeapsă. De aceea am să iau pedeapsa asupra mea și voi primi eu loviturile cuvenite ei. Lumea a tăcut. Judecătorul a fost și drept și era și plin de dragoste. Dragi prieteni, aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu. El trebuia să împlinească și dreptatea, dar trebuia să arate și dragostea sa. Din această cauză, el s-a dezbrăcat de slava lui și a venit aici printre noi și a dat jos roba autorității și a venit făcându-se ca unul dintre noi pentru a lua păcatele noastre, pentru a suferi în locul nostru, în locul meu și în locul tău, dragul meu ascultător. Acesta este motivul jertfei arderii de tot. Ea îl portretiza pe Hristos, care a fost jertfit în întregime pentru păcatele noastre. Să vorbim puțin și despre legea arderii de tot. Ea se găsește în capitolul 6 din Cartea Levitic, între versetele 8 și 13. Jertfele de dimineață și de seară erau arderi de tot, aduse de Aron și de preoți pentru poporul lui Dumnezeu. Și ele sunt explicate în cartea Exodul, la capitolul 29, începând cu versetul 38. Este vorba de așa numită ardere de tot necurmată. Hristos trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Este o mijlocire necurmată. Această idee este exprimată cât se poate de frumos într-un vechi ordin pentru vizitarea bolnavilor atribuit lui Anselm de Canterbury, în care este scris: preotul îi va spune bolnavului: crezi tu că nu poți fi mântuit decât prin moartea lui Hristos? Bolnavul răspunde: da. Atunci să-i se spună: să locuiască sufletul tău în tine. Pune-ți toată încrederea în această moarte și numai în ea. Acoperă-te numai cu ea. Și dacă Dumnezeu te va judeca, să spui: Doamne, așez moartea Domnului Iisus Hristos între mine și judecata ta. Altfel nu voi intra în judecată cu tine. Și dacă El îți va spune că ești un păcătos, să spui: pun moartea Domnului nostru Iisus Hristos între mine și păcatele mele. Și dacă îți spune Dumnezeu că meriți o sânda, să spui: Doamne, pun moartea Domnului Iisus Hristos între tine și păcatele mele și aduc meritele Lui în numele meu, merite pe care ar fi trebuit să le am și nu le am. Și aceluia dintre noi care ar vorbi așa, Lui vorbește făgăduința din umbra cortului întâlnirii. Acest Hristos, mielul lui Dumnezeu, adevărata ardere de tot, va fi primit pentru tine ca să facă ispășire pentru tine. Aceasta este legea arderii de tot. Dumnezeu este mulțumit, este satisfăcut prin Domnul Iisus Hristos, iar noi suntem văzuți prin El, prin jertfa Lui. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este la fel satisfăcut cu noi prin Hristos. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără pată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Ați recunoscut cuvintele? Sunt cuvintele lui Pavel adresate romanilor în capitolul 3 al epistolei sale. Dragul meu prieten, ai tu jertfa lui Hristos între tine și păcatele tale? A fost vărsat sângele Său pentru ca tu să trăiești? Ai crezut tu în El? Crezi tu în această jertfă care poate acoperi păcatul tău și prin care Dumnezeu să privească la tine?
Dacă Dumnezeu nu vede în tine pe Hristos, atunci vei fi pedepsit și tu însuți vei plăti pentru păcatele tale. Dumnezeu vede în Hristos singura cale prin care El poate fi satisfăcut, poate fi mulțumit pentru ispășirea păcatelor tale. Le-ai văzut și tu la fel? Nu cumva încerci în continuare să-ți aduci euul egoist și jalnic și bunătatea ta firavă ca jertfă înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu va primi așa ceva. El primește numai ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru tine și ia drept neprihănirea ta, neprihănirea lui Hristos. Tot ce trebuie să faci, dragul meu prieten, este să accepți. Și așa cum omul de demult trebuia să-și pună mâna pe animal și mărturisea în felul acesta credința lui că păcatul său este luat, este ispășit prin acel animal, tot ceea ce trebuie să faci, dragul meu prieten, este să crezi că Domnul Iisus Hristos a făcut ispășirea pentru tine. Trăiește, crede și vei trăi, pentru că așa vei fi ispășit. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.